De curând ați lansat această direcție pentru zona montană, abaturizarea zona montană, de care s-a vorbit atâta amar de vreme, țin minte de ani de zile. În sfârșit, avem posibilitatea de a finanța abatoare în zona montană, pentru că oamenii aceia au nevoie de a-și sacrifica animalele acolo. Nu trebuie să meargă, știu exemple, de sute de kilometri, să ducă la un abator de sute de kilometri, să poată să abaturizeze câteva capete de, eu știu, vite, de oi, de caprine, ovine și așa mai departe. Deci este un subiect și o problematică grea în ceea ce privește balanța comercială a României pe ansamblu. Pentru că sunt două componente simple. Exportăm dublu și importăm la jumătate în ceea ce privește cantitatea, dar banii sunt invers. Revenim la abatoare. Măsura aceasta este destinată în primul rând celor care ar pleca sau ar fi la început de drum. Ne-am dorit, deocamdată, depunerea nu este, mă rog, foarte amplă de proiecte. Ne-am dorit și cu sprijinul dumneavoastră să încercăm să... Sigur că da, adică pot veni și individual, dar și asocieri. Exact. Să le explicăm. Exact. E vorba de o finanțare nerambursabilă până la 300.000 de euro. Mă rog, intensitatea sprijinului fiind de 50%. Avem mare nevoie noi ca stat și implicit noi ca instituție pe această submăsură de cât mai mulți beneficiari și cât mai multe proiecte depuse.